Mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Astăzi, Platforma Demnitate și Adevăr organizează o conferință de presă pentru a expune poziția partidului în legătură cu evenimentul din 21 mai 2023, care are denumirea Moldova Europeană. Ca un partid responsabil, am avut un șir larg de consultări pe interiorul partidului cu organizațiile teritoriale. Am avut ședința Consiliului Național Politic și astăzi putem face următoarea declarație. Declarația Platformei Demnitate și Adevăr cu privire la evenimentul Adunarea Națională Moldova Europeană din 21 mai 2023. Pentru noi, în calitate de partid de opoziție de centru-dreapta, obiectivul integrării europene reprezintă un element central al politicii și acțiunilor partidului. Chiar din momentul apariției sale, Platforma Demnitate și Adevăr și-a asumat angajamentul ferm pentru direcția integrării europene a țării și a fost întotdeauna deschisă pentru a susține acest proces. În legătură cu evenimentul planificat pentru data de 21 mai 2023, Platforma Demnitate și Adevăr a crezut până în ultimul moment că această manifestație ar putea pune bazele unei cooperări mai largi la nivelul întregii clase politice pentru a face ireversibilă calea noastră spre integrare europeană. Spre regret, felul în care guvernarea a gestionat organizarea evenimentului ne arată că adevăratul scop al acestei manifestații este legat exclusiv de interesele politice și electorale înguste ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Consultările organizate la președinție au purtat un caracter formal, iar experiența platformei DA în organizarea unor ample manifestații publice și deschiderea pentru a oferi suport a fost complet ignorată. Ca și în anii precedenți, guvernările din Republica Moldova, atunci când se confruntă cu un nivel scăzut de susținere din partea cetățenilor, fac tentative disperate de a exploata politic la maxim ideea integrării europene. De asemenea, după cum am informat societatea în ultimele săptămâni, Platforma Demnitate și Adevăr din teritoriu, de la oamenii din teritoriu au parvenit mai multe demersuri, ca și în vremurile de tristă pomină din perioada statului capturat, colegii noștri din teritoriu au fost ținta unor atacuri din partea deputaților PAS și reprezentanților guvernului în teritoriu. Scopul acestor acțiuni este să slăbească Platforma Demnitate și Adevăr, ca până la alegerile locale să avem mai puțini candidați și mai puțini primari care au candidat pe listele Platformei Demnitate și Adevăr la alegerile locale din 2019. Anume, aceste procese, aceste practici antidemocratice compromit parcursul european al Republicii Moldova și descurajează adeziunea societății față de cauza europeană. În ceea ce privește procesul propriu-zis de integrare europeană, guvernarea, din momentul preluării puterii, nu a fost receptivă la inițiativele venite din partea opoziției pro-europene, în special pe componenta justiției, dar și pe alte domenii vitale pentru societatea noastră și Republica Moldova. Totodată, a fost ignorată și propunerea noastră ca un gest de deschidere legată de extinderea componenței nominale a Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană. Faptul că în această comisie nu sunt incluși reprezentanții opoziției, inclusiv celei extraparlamentare, pro-europene, este expresia unui deficit democratic. Ori activitățile ce țin de realizarea reformelor și priorităților de integrare europeană nu aparțin și nu trebuie să aparțină unui singur partid politic. În acest context, regretăm transformarea adunării din 21 mai într-un eveniment cu tentă electorală care ratează o ocazie unică de a consolida societatea în jurul ideii europene. În același timp, Platforma Demnitate și Adevăr, în calitate de partid responsabil, consideră că nu este în interesul Republicii Moldova sabotarea acestei manifestații. Astfel, echipa Platformei Demnitate și Adevăr îndeamnă simpatizanții partidului
membrii de partid să susțină orice inițiativă care, într-o formă sau alta, este în favoarea integrării europene. În opinia noastră, orice manifestare de susținere a cauzei pro-europene este un lucru pozitiv. Totodată, în spiritul unui partid democratic, Platforma Demnitate și Adevăr va respecta și decizia acelor membri și simpatizanți ai partidului care nu vor dori să participe la acest eveniment preconizat pentru data de 21 mai 2023. Aceasta este poziția oficială a Partidului Platforma Demnitate și Adevăr în legătură cu evenimentul care va fi organizat pe data de 21 mai 2023. Această declarație a fost aprobată în majoritatea organizațiilor teritoriale a Platformei Demnitate și Adevăr și într-un final la ședința Consiliului Național Politic al Partidului. Vă mulțumesc, o zi bună tuturor! Asta e bun, e bun. Nu uitați că eu fost sovietic.